Nou promovată CSM Slatina continuă seria rezultatelor pozitive din acest campionat. Elevii lui Dan Oprescu au întâlnit în weekend gruparea AFK Miercurea Ciuc, formație care până la ora jocului ocupa locul 3 în clasament. Slătinenii au reușit să aibă un joc bun cu multe acțiuni pe contraatac, învingând cu scorul de 2-0. Știam înainte de meci că vom întâlni o echipă agresivă, o echipă care alergă mult, o echipă tânără. Din păcate n-am reușit să ne ridicăm la nivelul jocului astăzi, cel puțin în prima repriză. În a doua repriză am reușit, eu știu, să ne apropiem de ceea ce ne-am propus, dar că a venit acel de al doilea gol și cam s-a terminat totul. Am încercat să alergăm după rezultat, am fost haotici, n-am mai fost ucizi și asta a fost istoria jocului. Antrenorul slătinenilor Dan Oprescu a spus că se aștepta la un rezultat bun și că are mare încredere în sportivii săi, că vor reuși să facă meciuri și mai bune. Suntem în topul echipelor cu număr de goluri marcate, la fel ca număr de goluri primite, așa că eu zic că, așa cum spuneam, și acum 4 etape și acum 5 etape, vreau doar ca lumea în continuare să aibă răbdare. Astăzi i-am simțit mai aproape decât de obicei și aș vrea să aibă răbdare pentru că suntem și noi la început și vrem ca această echipă să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat acum 2 ani când am fost la Liga a doua și dacă se poate să ne clasăm cât mai sus, nu neapărat doar să ne îndeplinim obiectivul salvarea de la retrogradare. După această victorie importantă, echipa slătineană a urcat pe locul 7 în clasamentul Ligii a doua cu 15 puncte. În etapa următoare, CSM Slatina va face deplasarea în Banat, unde va întâlni Dumbrăvița, echipă clasată pe locul 15.